Bun găsit! Bine ați revenit la Nisa! Astăzi vom cunoaște împreună două românce pe care destinul le-a adus aici. Lorena este de profesie psiholog și ne vorbește despre procesul de adaptare la viața nouă pe care a început-o la Nisa. Ne-am întâlnit în gara orașului și am călătorit cu trenul până în Antibes. Ne-am plimbat prin port, am fost împreună la Piața Provențală și ne-am oprit pe cea mai frumoasă plajă din Cap de Antibes pentru masa de prânz. Plaja Keller are una dintre cele mai frumoase priveliști din sudul Franței, cu marea și Alpii cu vârfuri acoperite de zăpadă pe fundal. După masa de prânz, ne-am plimbat în parcul natural protejat care se întinde de-a lungul unui traseu de 2 ore pe malul mării. Lorena ne-a vorbit despre importanța conectării cu natura și respirație. Ne-am întors la Nisa în cea de-a doua parte a zilei ca să o cunoaștem pe Alexandra, o bucovineancă ce și-a îndeplinit visul. Are bistroul ei, unul foarte apreciat de localnici și turiști deopotrivă. Ziua noastră a început în gara din Nisa. Ne aflăm în fața gării din Nisa, iar aici este o sculptură celebră. Se numește Totor, aparține unui artist francez local, Stefan Bolongaro, și este inspirată de cățelul mamei sale, un Jack Russell. Aici ne vom întâlni de altfel și cu invitata de astăzi, Lorena. Am cumpărat bilete și ne-am urcat în trenul care duce în Antibes. E un traseu de doar câteva minute de-a lungul mării, pe care Lorena mi-a mărturisit că l-a parcurs de mai multe ori. Portul Vauban e unul dintre cele mai frumoase din sudul Franței. Ne-am plimbat și am profitat de liniștea din jur pentru a ne cunoaște mai bine. Lorena, spune-mi, de câte ori ai fost până acum în Antibes? Am fost de multe ori în Antibes și de fiecare dată descoper locuri noi. Prima oară țin minte că am fost în piața acolo unde vrem să ajungem acum și mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a părut așa, mă simțeam ca acasă. A trecut mai puțin de un an de când te-ai mutat pe Coasta de Azur. Știu că ești din Timișoara, ai locuit foarte mulți ani în București. Da. Ce te-a adus aici, Lorena? Nevoia de schimbare, dorința de schimbare. Și cred că și schimbările care au venit toată cu pandemia, adică înainte n-aș fi putut să concep să nu mai lucrez la cabinet, să nu mai fiu la clinică, să nu fiu acolo cu omul, pe când după aceea au început să se schimbe lucrurile și s-au dărâmat așa niște ziduri și am zis, ok, dacă putem să lucrăm online și funcționează, s-au făcut studii deja pe tema asta și se pare că funcționează, am zis că trebuie să fac această mutare. Și am acționat în consecință după ce am stat și m-am gândit și am cântărit bine. Pentru că nu-mi place să iau decizii impulsiv așa. Am ajuns în centrul vechi al orașului, la ora la care piața de pește tocmai se sfârșise. Însă am avut suficient timp pentru a vizita celebra piață provențală. Ce am descoperit eu în sudul Franței și îmi place foarte mult este anghinarea, pe care o găsești aici în foarte, foarte multe forme, de la anghinare prăjită, anghinare la cuptor, până la salata de anghinare și recunosc că mie îmi place foarte mult așa proaspătă. Când mă uit aici, mă simt intimidată de câte feluri de condimente există. Turmeric, da, folosesc uneori. Limonada aceea cu turmeric și cu lămâie și cu miere? Nu fac limonadă, dar îl folosesc, de exemplu, pun pe cartofi. Uneori. Ce vreau să te întreb, Lorena, pentru că e aici un stand impresionant cu foarte multe feluri de brânză. Bine, în Franța știm foarte bine, e patria brânzei. Îți plac brânzeturile? Îmi plac brânzeturile, eram obișnuită să le mănânc în salată sau înainte de masă, aici se mănâncă după masă. Da, înainte de desert sau în locul desertului. Da. Cumva, după ce te-ai săturat, ei vin și îți aduc brânza, dar... Nu te hrănești cu brânză, doar te răsfeți puțin la finalul mesei cu puțină brânză. Scopul, cred că, să te răsfeți. Exact. Îmi plac foarte mult lămâile, arată foarte bine, lămâile proaspete, cu frunze. Da. Am ales să luăm masa de prânz în Cap de Antibes, pe una dintre cele mai frumoase plaje. La plajă Keller, nisipul este alb, iar priveliștea îți taie respirația. Vezi marea și Nisa pe fundal,
dar și Alpii cu vârfuri încă acoperite de zăpadă. Îmi place combinația aceasta de mare cu zăpadă, pentru că pe vârful Alpilor se vede și zăpada. Așa e. Și pe mine m-a fascinat această priveliște, pare ireală. Lorena, tu ești pasionată de ceea ce faci. Spun asta nu doar din discuțiile pe care le-am avut cu tine înainte să ne întâlnim, dar și pentru că ceva mai devreme mi-ai oferit două dintre cărțile tale. Ai scris cărți de psihologie, de dezvoltare personală, ai spus, nu? Cea pe care ți-am oferit-o este un jurnal de self-discovery, zic în engleză pentru că am conceput-o în engleză. De descoperirea sinelui. Da, și împreună cu niște exerciții de a avea grijă de tine, cum ar veni, cu 10 domenii din viața noastră, adică identitate, emoții, minte, corp, relații, spiritualitate și ce valori. Le-am pus eu în ordine. Practic e un instrument cu care ajungi să te cunoști mai bine. Da. Cât de importantă este recunoștința în viața noastră în general? Îmi place cum se simte recunoștința. Eu tot timpul caut să mă simt bine, eu vreau să fiu bine. Cel mai important este să fiu fericită, nu? Și atunci, de multe ori, mintea începe să facă scenarii, dar eu nu-i permit și mă focalizez pe recunoștință, pentru că sunt atâtea lucruri pentru care să fim recunoscători. Atunci când practici recunoștința, îți antrenezi creierul să vadă lucrurile pozitive, să se focalizeze pe... Și încep să se întâmple lucruri, cum le zic eu, magice. Mărunte, dar importante. Am remarcat faptul că ai spus practic recunoștința. Asta înseamnă că e un exercițiu pe care oricine poate să-l facă și practic te poți antrena să fii recunoscător. Nu e ceva ce vine neapărat natural. Nu cred că e ceva ce vine natural, e ceva ce trebuie construit, ca și orice lucru de altfel. Adică atunci când înveți, când îți iei un instrument, trebuie să practici, când înveți o limbă străină, trebuie să practici, când faci un sport sau dans, trebuie să practici. Poți să practici și să alegi să te simți bine, să fii pe o anumită frecvență, ca să zic așa. Și pentru că tot am vorbit despre recunoștință, noi suntem foarte recunoscătoare astăzi că ne aflăm aici, că ne-am cunoscut. Și că vom degusta din acest meniu, care sună foarte bine. Așa e. Mi-ai spus că îți dorești să mănânci... Delicios burrata. Burrata. Eu vreau să comand în special pentru tine salata de anghinare, pentru că am vorbit despre ea în piață. Mi-ai spus că n-ai încercat-o încă și chiar vreau să văd dacă o să-ți placă. Și pentru că suntem pe malul mării, trebuie să mâncăm ceva fructe de mare sau ceva din mare. Așa că vom lua calamari. Îți plac calamari? Îmi plac. Da? Ok. Prăjiți, la grătar, îmi plac. Am ales să împărțim mai multe antreuri și ne-am amuzat de grija excesivă a celor care ne-au servit la masă. Mersi beaucoup! Da, aici au o atenție specială pentru servire, să se asigure că să mâncăm tot din farfurie. N-avem încotro, nu putem să lăsăm nimic. Atenția asta foarte exagerată e puțin invazivă, da. Da. La fel simt și eu, adică prefer să mă descurc singură. Să-ți pui sare, să-ți pui ulei. Exact. Începem cu salata de anghinare. Să-mi spui sincer dacă îți place sau nu această legumă. Îmi place. Trebuie să învăț. E foarte bună. Este o salată de anghinare violet. Anghinarea violet este cea mai bună dintre toate soiurile de anghinare. Detoxifiantă pentru corp. Mie îmi place mult burrata. Dar să știi că îmi place și salata. Asta a fost alegerea ta, burrata. Și mie îmi place foarte mult. E o brânză foarte cremoasă. Conține multă proteină. Păi nu-i plac calamarii. Mi se par foarte, foarte gustoși. Am avut o idee bună să comandăm și calamari. Și dacă vi se pare că astăzi suntem la dietă, nu e deloc așa, pentru că am comandat și cartofi prăjiți, celebri frit în Franța. Sunt foarte gustoși și ne vom bucura de ei. Am mai rămas la masă, în decorul absolut minunat, pentru a sta de vorbă cu Lorena. Mi-a povestit despre procesul ei de adaptare la noua viață.
că ai decis să-ți schimbi toată viața într-un moment în care erai foarte bine ancorată în cariera și în viața ta de psiholog. Da, la București. Acolo mergeam la clinica cu care colaboram, aveam clienții mei la cabinet, mai lucram online cu persoanele care au început psihoterapia față în față, dar după aceea au plecat. Și la un moment dat am simțit o nevoie acută de schimbare, dar a fost atât de mare încât n-am putut să-i rezist. Altfel nu știu să explic dorința asta de a veni aici, pentru că am venit fără așteptări. Am zis, fac ce trebuie să fac ca să mă integrez, să mă adaptez, doar că în momentul în care am luat decizia de a veni, toate lucrurile au început să se aranjeze de la sine, în așa fel încât să ajung și să fie bine totul, adică cu apartamentul, cu multe lucruri de bază. E foarte greu să te adaptezi, mai ales după o anumită vârstă. Cum îți este ție? Eu sunt o persoană adaptabilă. Am încredere în procesul vieții, ca să zic așa. Nu mă las ușor doborâtă de probleme care apar. Ne-am continuat călătoria în Cap de Antib cu o plimbare de-a lungul coastei, într-o zonă protejată. Ne-am bucurat de peisajele unice și am profitat pentru a discuta despre două elemente foarte importante atunci când vine vorba despre relaxare, conexiunea cu natura și respirația. Pentru mine, conectarea cu natura este foarte importantă pentru că ne scoate din ritmul zilnic și ne aduce într-un loc mai liniștit, rămânând mai mult în minte, în mintea în care creează poveștile generatoare de emoții, de obicei negative. Prin intermediul respirației ne reconectăm, de fapt, cu noi înșine. Care e motivul pentru care uităm, practic, să respirăm sau nu mai respirăm așa cum trebuie? Pentru că ne naștem cu această tehnică foarte corectă și o pierdem pe parcursul vieții. Care e explicația? Cred că disocierea aceasta între minte și corp. Adică atunci când stăm doar în minte și creăm poveștile acestea pe care le și credem, se produce o disociere. Nu mai ești întreg. Și atunci, de aceea există tot felul de tehnici și metode de a ne reconecta cu corpul nostru și cu noi înșine și cu emoțiile, ca să fim întregi. Când te conectezi cu tine la un nivel mai profund, acolo găsim starea de bine adevărată, de fapt, și relaxarea. Și de acolo se elimină și emoțiile reprimate și așa mai departe. Poate că nu întâmplător, plămânii sunt singurii dintre organele interne pe care putem să-i controlăm în mod conștient. Ultima parte a zilei am petrecut-o la Bistro Dal Pozzo, situat aproape de centrul Nisei. Localul aparține unei românce. Alexandra a reușit să-și îndeplinească acest vis după mai bine de 15 ani de muncă în afara țării. Mi-a plăcut întotdeauna turismul, un pic cred și din cauza tatălui meu, care a fost contabil și a lucrat pentru multe hoteluri. Eu am făcut biologie și geografie și am înțeles că nu e pentru mine să mă închid într-un laborator sau să profesez ca profesor. Ai nevoie de experiență în domeniul ăsta, multă. Și de la 24 de ani, am plecat, eram în Bucovina, în Câmpul Lung, și am plecat în Costa Amalfitana, stat 10 ani în Italia și acolo m-am dezvoltat din punctul ăsta de vedere. Am lucrat pentru hoteluri, 4 stele, 5 stele lux, ca și metru de hotel. Și gândul și visul de a-mi deschide ceva care să fie al meu a fost întotdeauna. E un vis îndeplinit după multă muncă, că e un domeniu care nu e ușor deloc, sub sacrificii, ca în orice domeniu, dar aici e un pic deosebit, pentru că când toată lumea, cum se zice, Lorena, când toată lumea se distrează, noi muncim. A locuit mult în Italia și Franța, însă sufletul și dorurile, inclusiv cele culinare, sunt strâns legate de Bucovina. Păstrăvul nu-l lipsește când mă duc în Câmpul Lung, zacusca, brânzeturile noastre, care brânza de burduf, îmi plac răciturile,
Eu fac tot timpul ideea de recepturile lui mama. Cred că fiecare dintre noi are ca și model bucătăria părinților. Alexandra mi-a povestit cu mândrie și umor despre ziua în care a decis să testeze sarmalele noastre autentice pe papilele francezilor. E un bistro cu gastronomie un pic locală de sezon. Eu îmi place să spun că e o bucătărie liberă și creativă. Avem un pic de asiatic, avem un pic de francez, un pic de și chiar român. Am făcut sarmale ca la mama în Bucovina și am păstrat rețeta mamei și sunt foarte mândră de ea. Le-am făcut eu cu mâna mea, că bucătarul nu știa, normal. Au fost foarte încântați și gustul le-a plăcut. Și eu le-am făcut cu smântână clasică, cnel de smântână, dar smântână era, și au rămas impresionați și le-au plăcut. Am avut niște clienți care s-au întors pentru farfuria de sarmale și erau de aici, din zonă, și noi am fost foarte fericită. Pe lângă preparatele creative, inspirate din toate bucătăriile lumii, în bistroul Alexandrei de pe strada Dal Pozzo din Nisa, am descoperit și o selecție interesantă de vinuri. Alexandra a făcut cursuri de somelier. La finalul discuției noastre, ea ne-a prezentat meniul. Recunosc că mi-a fost foarte greu să fac alegerile în această seară, dar am ales până la urmă două startere și un fel principal. Alexandra ne-a luat comanda, iar Valerio, bucătarul șef și asociatul româncei, s-a apucat de treabă. Cele două startere au fost absolut delicioase. Voi începe cina cu panis, care sunt făcute cu făină de năut și cafea și un sos de usturoi. Gusturi puternice, pentru că avem usturoi. Îmi place foarte mult combinația, nu m-aș fi gândit. Al doilea starter, sardinele, marinate în casă, și am aflat puțin și din culisele procesului de marinare, care durează o săptămână. Așadar, o zi sardinele stau în sare, încă o zi în zahăr, două zile în oțet și trei zile în ulei. În total, 7 zile la marinat și iată-le, așa arată când sunt puse pe masă. Deasupra avem un sos de ceapă marinată cu stafide și puțin unt cu ciuperci. Abia aștept să gust. Îmi lasă gura apă. Sunt foarte, foarte curioasă. Foarte, foarte, foarte bună această rețetă. Incredibil de gustoasă sardina. Recunosc că îmi plac în general sardinele, dar cred că această sardină este una dintre cele mai bune pe care le-am gustat vreodată. Verdict? Un mare da! Sunt excepționale! Minunate! Închine acest pahar de vin în cinstea Alexandrei, care a avut curajul să înceapă această afacere, și îmi doresc din tot sufletul să-i meargă din ce în ce mai bine, pentru că mâncarea este cu adevărat foarte bună. Suntem față în față cu felul principal. Am ales carne de porc gătită la sous vide și apoi puțin prăjită, pane, cu mere caramelizate, salată chinezească, un sos care seamănă foarte mult cu sosul de soia, dar este un sos făcut în casă, și alune de pădure. Sună foarte bine și abia aștept să gust, pentru că mirosul este de asemenea foarte plăcut și mă îmbie. Foarte bine gătită carnea, îmi place la nebunie și încă nu am gustat din mărul caramelizat. Acum voi încerca să iau câte puțin din fiecare ingredient ca să gust totul împreună. Mm.
este dansul bucuriei papilelor și se face cu furculița și cuțitul în mână. L-am inventat acum. Important e să ai pasiune și să-ți placă, să știi sigur că vrei să faci, ce vrei să faci și să mergi pe drumul tău. Faptul că cine a venit odată se întoarce. Un review în internet în care ți se spune m-am simțit ca în living-ul prietenului cel mai bun, unde așa a fost review-ul, unde am mâncat și am băut bine. Cred că asta e. E mulțumirea că ceea ce faci are un rost și dă oricum plăcere celuilalt. Aventura culinară de astăzi se încheie aici. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, când vom vizita unul dintre cele mai frumoase și mai bine conservate orășele medievale din sudul Franței. Descoperim împreună Gourdonul și peisajele care îți taie respirația. Și tot acolo vom lua masa într-un mic și cochet restaurant de familie. Apoi o vom cunoaște pe Andreea, un antreprenor român premiat în Franța, care face afaceri cu sticlă de mai bine de 30 de ani. Andreea ne-a invitat în atelierul ei de lumânări parfumate, un business mai nou pe care îl conduce cu succes, și apoi ne-a invitat la masă în Opio, în restaurantul lui Thierry, un bucătar șef care a făcut înconjurul lumii și a scris cărți de bucate cu mii de pagini. Am luat masa la Café César, un loc în care totul se întâmplă la vedere. Pe săptămâna viitoare!